Povestea, în esență, e simplă. Este relația între un străin bătrân care vine în București și care aflam că e un comerciant de antichități și un tânăr taximetrist care îl ia de la aeroport. Asta e structura dramaturgică a filmului. Pe parcurs, lucrurile încep să se complice. Acest George se pare că e homosexual, oricum este destul de excentric, jovial, dar ușor, ușor descoperim că are și latura, să-i spunem așa, neagră, inclusă în caracter. Dintr-o întâmplare, el cunoaște pe o... la un bar de noapte cunoaște o dansatoare care într-un fel devine un fel de intermediarul lui, îl ajută în proiectul pe care vrea el să-l pună la cale. Povestea e în capul meu de mult, adică chiar aș putea spune din copilărie, că am citit-o, cred că aveam 11 sau 12 ani, și m-a impresionat. Și uite că acum, după aproape 50 de ani, am ajuns să o materializez așa cum am simțit-o eu atunci, când eram copil. Atunci când eram copil, ce m-a impresionat era că era ceva neplăcut în această întâmplare, ceva neliniștitor mai degrabă. Și acum încerc să acest sentiment să-l materializez, sigur. Văzut prin ochii omului care deja are o, sau cel puțin așa sper eu, o experiență de viață destul de mare. Filmul e... are și o tendință spre negru, dar noi încercăm să ascundem proiectul, până la urmă, personajului principal, adică a lui George, până sfârșitul filmului. Și până la urmă undeva este vorba de vis, de un vis, și noi încercăm să materializăm și acest aspect, acest nivel al filmului, cel al visului. Nu știu cum o să iasă filmul, dar ce pot să spun cu siguranță, sfârșitul o să fie foarte bun, pentru că l-am filmat deja la ecluza de la Herăstrău, din parc, și am filmat în slow motion apa care se prelinge și care se formează, care formează vârtejuri, și aia arată chiar foarte bine. Filmul e, de data asta chiar e greu, pentru că el e un film oniric și, mă rog, cu atmosfera onirică, cu întâmplările care sunt dincolo de realitatea asta pe care o considerăm de zi cu zi, și acolo undeva e provocare care, cu care ne luptăm noi, de a uni, de a împleti realitatea cu, de primul rang, de primul nivel, cu o realitate care este cea visurilor, a fricii noastre, stărilor sufletești pe care noi de foarte multe ori nu suntem conștienti că ne împing într-o direcție sau alta. Filmul trebuia să filmăm anul trecut și pentru rolul de George am făcut casting și ne-am înțeles cu un actor american să facă acest rol, dar el n-a mai putut, s-a întâmplat ceva și n-a mai putut, și noi nu eram în stare să alegem, să găsim așa de repede pe altcineva. Eu am ținut la această atmosferă de toamnă foarte mult și am amânat practic toată producția cu un an. Greu a fost, castingul a fost greu, am văzut multe fizionomii
și de bărbați, și de femei, și tineri, și bătrâni, pentru că mai ales George e o adevărată provocare pentru actor. Că el este, de fapt, purtătorul proiectului și proiectul fiind ascuns până ultima clipă, el trebuie să ne sugereze ceva și aici trebuie dozat cât sugerează, cât înțelegem, cât ne dăm seama din lucrurile care se întâmplă, cât ne dăm seama de realitatea lor. Și în sfârșit să există acest sentiment, aha, și să fie totul să se așeze așa cum i-am imaginat eu că o să fie. Acum deci o să vedem la premieră. Pe parcursul noi imprimim niște chei care caută iala, ca să zic așa. Și eu sper că la sfârșit să oferim aceste iale care cheițele date pe parcurs să le descuie și să avem ca spectator să avem un sentiment de pe care mi-am dorit eu să-l materializăm. Eu pe Eugen cunosc de foarte mulți ani și noi am mai colaborat de câteva ori. Aici e filmul și din punctul ăsta de vedere e greu pentru că noi practic îl modelam făcându-l. Asta înseamnă că cere de la noi în același timp concentrare maximă și relaxare maximă. Adică trebuie tot timpul să fii atent să nu-ți scape ceva și în același timp să fii atent că dacă ți se oferă o posibilitate să nu treci pe lângă ea. Și asta e o provocare. Cum vom filma o scenă în care George îl așteaptă pe taximetristul să vină să-l ia, plouă, și noi asta o să filmăm cu aparatul cu slow motion, pentru că dorim să fie totul real, până în momentul când el deschide, noi o să fim cu camera sus și plouă, el e undeva sub noi, și în momentul când deschide umbrela și picăturile încep să cad pe ea, trecem brusc în slow motion și ploaia asta se transformă dintr-o ploaie normală în ceva, credem noi, special. Noi, acum, având la dispoziție echipamentul, tot niște chestii de ultima generație, eu practic îl și montez, adică noi când terminam filmul o să avem și un premontaj. Eu în fiecare seară montez ceea ce am filmat în timpul zilei și practic tot ce am filmat noi până acum deja e în timeline. E un film independent și la astfel de producții este cel mai bine când ești absolut stăpân, ca să zic așa. Pentru că e cum glumele care fac membrii echipei cu mine și cu ce fac eu, e organic. Adică ce am scris eu în scenariu e doar un punct de plecare care până când nu filmam nu se știe prin câte schimbări o să treacă. Și știu că e mai greu pentru echipa. Eu caut făcând. Și asta înseamnă că noi trebuie să fim pregătiți pentru schimbări. Să fim în priză direct. Să fim în priză și să fim pregătiți să ne adaptăm la ceea ce într-un fel ne cere până la urmă povestea. La un film epic nu ai nevoie neapărat de toată chestia asta, pentru că linia într-un film epic, cum era de pildă Dacă Bobul Nu Moare, acolo producția era mai grea, dar pentru mine ca regizor era un pic mai simplu, pentru că acolo eu aveam o poveste epică pe care încercam să o ilustrez într-un fel. Surpriză, tot timpul sunt la filmare, dar linia generală exista de la bun început. De data asta nu există. Și mai ales cu un actor cum e Răzvan Vasilescu, în care noi practic îl surprindem pe el în diferite ipostaze
aproape documentaristic. Că el nu se repetă, el, cu el este greu și la repetiție, adică noi trebuie să fim cumva pe fază și să ne adaptăm la momentele când el scoate lucruri bune și asta chiar nu e ușor.